În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți frați creștini, învățătura de viață aduce pentru oameni Mântuitorul nostru Iisus Hristos și le aduce pentru a ști noi care este drumul vieții noastre aici și apoi, în funcție de asta, care este drumul vieții de dincolo. Ni le spune răspicat, precis și clar, să le cunoaștem, să le știm, să le avem. Ca nu cumva, zicând că nu le știm, să nu stăm în ele. Și a voi totdeauna ca să aducă pentru oameni lumină multă și să aducă pentru oameni liniște, ca să știe totdeauna omul de ce stă pe un drum, care este scopul, care este menirea și de ce a hotărât așa să meargă pe drumul trasat de Iisus Hristos. Astăzi ni se vorbește despre o pildă, și anume despre pilda bogatul și săracul Lazar. Și ne se spune următoarele. Era un bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac, anume Lazar, zăcea înaintea porții lui plin de bube. Poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului, dar și câine venind lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avraam. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avraam și pe Lazar în sânul lui. Și el, strigând, a zis, Părinte Avraame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis, Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar asemenea pe cele rele. Iar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi, să nu poată nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis, rogu-te dar, părinte, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și a zis Avraam, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Iar el a zis, nu părinte Avraame, și dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și a zis Avraam, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți. Iubiți frați creștini, că există viață, știm că o trăim. Și au trăit-o toți dinaintea noastră. Dacă începem cu Adam, cu Eva, cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov și cu ceilalți, toți au trăit. Și apoi s-au dus. Există moarte. Există pentru toți.
Toți cei pomeniți au trăit și apoi s-au dus dintre noi. Există bogăție și mulți sunt bogați sau au fost. A fost bogat și Avram, bogat a fost și Iov, a fost bogat și Zaheu. Dar sunt și săraci sau au fost săraci și este sărăcie, cum a fost sărac Lazar sau cel de la scălătoarea Viteza sau cei care cerșeau pe drumuri. A fost sărăcie și este. Suferința oare există? Există. Vedem la cei 10 leproși. Vedem la femeia bolnavă ce se atinge de Domnul Iisus Hristos. Vedem pe slăbănogul dus de 4 inși la Iisus Hristos. Dar oare sănătatea există? Există. Și mulți o iau, o au. Bunătatea există? Există. Privește la dreptul Iosif. Un exemplu doar, nu mai multe. Și mulți ca ei, ca el au fost. Dar răutatea oare există? Există și ea. Privește ca un exemplu la Ahab și Izabela. Oare orice văd pe oameni există? Există. Iov a văzut pe cel de lângă el, dacă era în suferință și în durere. Ochi care nu vor să vadă, deși văd. Există? Există. Bogatul ce nu l-a văzut pe Lazar. Oare urechi ce aud? Oare există? Există. Când au fost chemați apostolii de Iisus Hristos, scrie acolo că au lăsat totul și au mers după dânsul, îndată. Oare sunt urechi ce nu vor să audă? Sunt destule. Un exemplu, cei în Ierusalim chemați de Iisus Hristos să vină după el și n-au venit și pe Ierusalim, Iisus plânge. Oare mâini ce nu ajută? Există? Există. Cei care zlacom, zgârciți sau cei care fură. Mâini care ajută sunt multe mâini milostive. Dacă luăm un exemplu pe Nicodim sau femeia aceea, punem lângă el, ce dăruiește 2 bani, oare credință rece, nelucrătoare, există? Există. Cărturari, farisei, saduchei. Dar oare credință caldă, lucrătoare, există? Cum să nu existe? Un exemplu, Maria, Marta și Lazar. Există. Oare noi, din cele amintite, unde ne-am pune pe noi? Oare unde ne-am situat? Unde ne vedem noi, potriviți, să ne judecăm ca să nu fim judecați? Dar oare viața de dincolo există? Există. Și Domnul Iisus Hristos a spus azi în această Evanghelie că a murit bogatul și săracul. Și au încheiat viața aici pe pământ, fiecare. Nu știm cât au trăit, nu știm câți are fiecare, dar știm ceva, că au trecut de aici, dincolo. Și dincolo primesc după cum au semănat aici, după cum au lucrat, dacă au fost buni sau dacă au fost răi. Primesc după asta. Vedem
că imediat după moarte s-a făcut o judecată. Bogatul trimis la bucurie veșnică, bogatul la o sână veșnică, săracul la o bucurie veșnică. Vedem, se numesc cuvinte care, în Scripturii care spune, îi dat omului să moară după moarte judecată. Se numește judecată particulară atunci, pe loc. Și de ce asta? Pentru că nu era încă sfârșitul lumii. Bogatul mai avea frați ce mai trăiau. Încă nu s-au mutat după el. Și iată, judecata s-a făcut. Și de ce această judecată se numește particulară? Pentru că e făcut atunci particular după faptele făcute și unele fapte nu-s atunci prezente, că vin după om. Și anume, poate ce ai semănat tu încă n-a răsărit și trebuie să crească. Și anume cum? Păi dacă ai învățat pe cineva să fure și tu ai murit, ce l-ai învățat pe acela face și ai și tu acolo partea ta. Dacă l-ai învățat pe unul să facă fapte bune și acela face, e fapta ta. Și acelea vin după tine pe urmă, știi? Faptele unele vin după tine. Tu te-ai dus la acelea ce ai semănat încă mai răsare. Și de aceea nu toate vin pe loc după tine, ci vin după aceea. Depinde ce ai semănat. Ca și în viață, un om pune la bătrânețe pomi în grădină, dar nu mănâncă el din ei, ci urmași. Tu acum ai semănat în unii, dar roadele vin pe urmă, vezi? Tu te-ai dus, dar roadele vin, cresc. Depinde ce ai semănat. Iar la sfârșitul lumii va fi judecata finală. Până atunci, noi ne rugăm pentru cei morți. Până atunci, putem face ceva pentru ei. Și de ce? Avram nu putea trece dincolo, că era o prăpastie. Dar cine a trecut peste prăpastie? Iisus Hristos. El a trecut. Moise și prorocii nu puteau trece, dar Iisus a trecut. De aceea Pavel strigă, unde-i moarte, boldul tău? Unde-i iadul, stăpânirea ta? Are curaj să strige, că Iisus a biruit puterea morții și a iadului. Iată, a nimicit ceea ce a fost și a biruit prin cruce asupra acestora, a puterilor întunericului. Și la El sunt cheile morții și ale iadului, la El. El poate trece dincolo și de aceea noi ne rugăm pentru morți. Primii creștini, scrie Pavel la 1 Corinteni 15:29, făceau botez pentru cei morți. Și scrie la Coloșani, dacă cei ce se botează pentru cei morți, dacă morții nu înviază, de ce se mai botează pentru morți? N-a zis să n-o facă, dar iată ce făceau, nu doar rugăciune, ci chiar taină. Dar trebuie să o faci, viața ta să fie bună însă, să faci să fie cu credință, cu nădejde și cu dragoste, ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Când noi eram copii și duceam apă la oameni, la lucru pe câmp, când după ce beau apă ziceau să-ți fie de pauză. Nu știam ce înseamnă asta, să-ți fie de pauză. Ei ziceau pe scurt să-ți fie pentru repausați. Asta însemna cuvântul lor, pentru repausați, pentru cei plecați, să-ți fie apa asta. Că știau că acel bogat a cerut apă, să întindă Lazar degetul, măcar cât îi rămâne pe deget să aducă să-i pună lui. Vedem că aveau și înaintea și lăsat, la Sfântul Andrei încă, învățătura, că cei care s-au dus, sufletul trăiește. Cum vedem că nu era sufletul mort la bogat, nici la sărac.
Și se vedeau, se cunoșteau, puteau vorbi. Ce interesant lucru, dar este adevărat. Oare ce l-a făcut pe bogat să ajungă în iad? Ce l-a făcut? Să concretizăm așa, într-un cuvânt, credința rece și nelucrătoare. Asta l-a făcut. Pot spune în alt fel, lipsa iubirii față de om. Lipsa inimii. Le avea pe acestea. Dar el și le-a făcut și a lui era. El cunoștea pe Avraam, auzit despre Avraam, dar n-a lucrat nimic pentru el. N-a călcat pe urmele lui Avraam. Nu s-a arătat a fi un copil al lui Avraam. El așa a făcut. Știa, dar a fost, să înșirăm așa, a fost nepăsător față de omul de lângă el. Avea cu ce ajuta și de ce oare n-o face? Putea să-i dea multe. De ce oare nu-i dă? Putea trimite pe cineva să-i ducă în fiecare zi, să-i ducă, să aibă. Dar n-o face. Măcar resturile ce cădeau de la masă să-i ducă. Nici asta nu o face. Mergea la sinagogă, că îl cunoștea pe Avraam, doar să fie văzut. Dar era ca mormintele văruite, frumoase pe din afară, pline de putere pe dinăuntru. Așa era el. Îmbrăca splendid pe din afară, dar pe dinăuntru să nu te uiți. Risipea mâncarea și îmbrăcămintea. Avea de unde da, dar n-a dat. Și de ce? Nu avea inimă și mână de dat. Primul rând, n-avea inimă, n-avea suflet, că dinăuntru pornește porunca, dinăuntru pornește hotărârea, de acolo pornește mișcarea. Și apoi mâinile se mișcă după cum îi porunca dată. N-avea inimă. Și de aceea n-a dat. N-avea inimă bună. Oare acel sărac, unde era el, Lazar? Era la poarta lui, a bogatului. Era aproape de el. Nu era departe. Era lângă el și omul chiar îl cunoștea și pe nume, îl știa bogatul pe Lazar, îl știa. Iată că rogul Avraam să trimită pe Lazar, îi pronunță numele și la Lazar, îl știa. Acolo era săratul, lângă el și pe cel de lângă el, cum de nu l-a văzut, că avea vedere. Dar n-a avut. Oare ce făcea Lazar la poarta al bogatului? Aștepta ajutor. Nădăjduia, spera, credea. Oare când zice mă va ajuta? Poate. Ajutor de la cel care avea. Și ce făcea el? El suferea. Poate n-avea unde dormi, n-avea cu ce să învăli, nici ce mânca și bolnav pentru pe deasupra. Vedem că Dumnezeu, dacă a fost bogat odată la sinagogă, i-a spus să iubească pe aproapele. Dar el parcă n-a auzit. Nici n-a vrut să știe despre aceasta. Vedem că el se uita doar la el și pe toți îi vedea parcă nedemn de el. Doar el era cineva. Nu vedea să scoată paiul din ochiul lui. Și nu vedea.
Nu vedea să scoată nici bârna din ochiul lui. Că noi am zis un pai mai puțin. Dar nu vedea că ce are bârnă. Și de aceea privea de sus pe alții. De ce oare nu l-ajuta? Pentru că nu voia să-l vadă. Nu voia și atunci trecea mai departe. Se vede reaua lui credință prin faptul că nu se oprea lângă el. Inima rece că nu l-ajuta. Iată zile rece că nu întindea o mână de ajutor. Nu s-a oprit niciodată. Deloc. Ne spune Evanghelia că el și-a încheiat viața aici. Și ne spune că este și o altă lume. Există. Și anume, pleci dincolo, dar când te duci, te duci singur. Te duci la Iisus să-ți dea loc lângă El sau lângă cel rău. Fără niciun dubiu te duci. De asta nu scapi. Și n-a scăpat nici unul care s-a crezut mare sau mic, indiferent. Nu poți fugi nicăieri de moarte, să te ascunzi, să zici, mă duc că nu mă află. Nu poți să zici, plec undeva. Oare dincolo, ce ai? Ce ai trimis de aici acolo? Ți-ai trimis fapte bune sau ale tale? Ți-ai trimis relele ai? Depinde ce ai trimis. Că ei nu avem cetate stătătoare. Îți faci dincolo cetate stătătoare din ceea ce ai trimis. Oare ai trimis vreo faptă bună până acum? Dincolo? Gândește-te. Poate ai trimis, poate n-ai trimis. Dacă n-ai trimis, ar fi cazul să te lupți, să trimiți. Să mai faci câte o faptă bună. Dacă nu, nu. Bogatul n-avea credință. Bogatul n-avea dragoste. Și noi uneori zicem că suntem slabi, neputincioși, dar nu suntem. Dumnezeu ne dă ceva spre ajutorul nostru, să putem trece de obstacole, de greutăți. Luăm un exemplu, ceva din lumea animală, și anume, scriu așa un exemplu, etimologii spun că bondarul nu poate zbura, deoarece corpul său este prea mare în raport cu anvergura aripilor. E prea mare corpul lui și aripile mici. De aceea zic, nu poate zbura. Într-adevăr, bondarul nu poate zbura atâta timp cât își ține aripile strânse. Cât îți pe lângă corp, nu poate zbura. Dar când și le întinde, cât sunt de mici, zboară. Interesant. Așa și noi. Dacă deschidem aripile credinței, putem zbura către altul. Altul către noi, dar de bine. Aripile credinței atunci se deschid. Când nu al celui rău, atunci facem ce n-am crezut că se poate. Imposibilul devine posibil. Dacă luăm ce spune Apostolul Pavel, el zice așa, toate le pot în Hristos care mă întărește. El credea Hristos. Și a zis, uite, le pot. Și a desfăcut aripile credinței ca să poată zbura. Și a ajuns în țări unde n-au fost alții să ducă Evanghelia și cuvântul dumnezeiesc. Dezvolta aripile credinței și pe unde mergea, în urma lui creșteau bisericile, se înmulțeau creștini. Așa făcea el și ceilalți apostoli. Dacă am luat acest exemplu, continuăm cu el și anume, a fost un om bogat. Maricai, persoană cunoscută
în cosmetice. Și iată el, cum venea să ofere în fiecare lună 650 de inele cu bondari bătuți cu diamante, agenții de vânzări, care obțineau cele mai performanțe. Zicea, îi mare raport cu aripile, dar el nu știe asta, dar știe să zboare acel bondar. Noi avem greutăți mari, încercări mari, dar dacă luăm aripile credinței, ne poate purta prin dragoste credință să ajutăm pe unul sau să ajutăm pe altul. Nu ne putem plânge că nu putem, dar putem ajuta și ne putem sprijini unul pe altul. Pentru bogatul ajuns în iad, cine se mai ruga? Frații lui? Nu, că nu credeam. El doar a vrut să meargă cineva să le spună să nu fie ca el să ajungă acolo. Le-a spus Avram, au pe Moise pe proroci, n-a zis de Iisus nimic, că Iisus încă n-a biruit puterea morții, n-a primit răstignirea. Dar după răstignire a trecut Iisus dincolo și a zis acolo Evanghelia la cei de acolo. Vedem, până trăim bine, să facem pentru noi sau pe ai noștri să-i facem să nu ne uite, să ne pomenească. Și bine până să trăim să ne facem comoară în cer ca să o avem acolo. E bine să stăm sub aripile credinței și e bine să o facem lucrătoare prin iubire. Punctăm lucrătoare credința prin iubire, ca așa scrie în Sfânta Scriptură. Iar când e așa, ești gata să dăruiești altuia? Ești gata să jertfești pentru altul? Oricine ar fi el, ești gata. Un exemplu mai minuscul, dar important este mesajul ce-l dă. Și că un om trecea pe drum și vede o potârnică stând în mijlocul șosele. Și nu s-a mișcat, a trecut pe lângă ea, s-a oprit și a zis, oare ce să fie de nu se mișcă? Avram a încălcat-o, dar nu s-a mișcat, a mirat pe lângă ea, nu s-a mișcat. Merge să vadă. Când se apropie însă, iată rămâne nemișcată, dar de sub ea șase pui au fugit. Ea era lovită la o aripă, nu putea să zboare. Dar i-a ocrotit și a fost gata să-și dea viața pentru acei pui a ei. Iată, instinctiv era acolo și nimic n-a oprit-o. N-a spăimântat-o. Voia ca aceea să scape. Și noi avem aripi ale credinței și prin ele putem acoperi pe altul, să-l ajutăm, să-l ocrotim. Dumnezeu ne dă credință, dar trebuie mulțită. Trebuie să avem dobândit și noi mai multă credință. Și trebuie să o împărțim și la alții credință. Că dacă facem așa, atunci e bine. Atunci putem lupta pentru noi și pentru alții. Și atunci cu adevărat ajungem în sânul lui Avram. Dumnezeu azi a vrut să dea perdeaua la o parte de la cer, să vedem ce e acolo. Nu să spună, uite, vezi, de asta de dincolo, oamenii sunt împărțiți în două părți. Unii de-a dreapta, unii de-a stânga. Și de-a dreapta la bucurie și de-a stânga la suferință. Dar după cele ce și-au făcut în viață, bune sau rele, le-ai făcut fapte cu dragoste, îi bine și fapte bune. De-ai făcut rău la cineva, nu-i bine. Să luăm aminte, noi avem ce da, dar să dăm cu dragoste. Credința din noi să se vadă lucrătoare. Și atunci Dumnezeu ne așează lângă El în veșnicie, la bucurie pentru totdeauna. Cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Avem într-o cântare mai lungă,
ceva deosebit. Dar să cântăm din ea doar 3 strofe și apoi plecăm acasă. 3 strofe. Și apoi mergem acasă cu bucurie. Pagina 985, 269. O măicuță sfântă, care ai născut nouă pe Hristos, Mântuitorul Său.
să primească Sfânta Slujbă și să dă binecuvintele în vecii vecilor. Amin.